Fierbeți și beți apă. Eu vin cu cadouri de... Mai avem puțin până pentru la Moș Nicolae. Este... Cadouri, runele, da, pentru toată luna. Pentru toată luna. Toată luna. Pentru toată luna acum. Da. Da? Deci, o lună de protecție pentru berbeci. Berbecii sunt protejați de oichi. Noi am vorbit de toate, de atacuri agresive din toate zonele. Deci, sunt sub protecția divină. Dătătorul de deschizătorul de zodiac. Bun, hai să vedem Taurul pentru decembrie. Taurul are o lună în care îi se recomandă automat să lase grijile, să nu-și facă griji de starea de sănătate a unor rude, a unor prieteni și să se relaxeze. Deci cea mai benefică sau cel mai bun sfat pentru nativii Taur, să se relaxeze. Este ultima lună și perfect, dacă se relaxează, intră din ianuarie cu altă forță. Gemenii, în schimb, gemenii au o lună, pentru că ei sunt mai agitați în permanență, de mici bătălii, tot felul de bătălii. Toată luna vor fi în alertă, stare de tensiune. Calmați-vă, copii, că se rezolvă tot. Și doamne și domni, dacă sunteți calmi, totul se rezolvă. Ei, să vedem ce facem cu răcușorii. Răcușorii, luna decembrie, au cam fost favorizați în ultimele perioade, săptămâni, o suită de schimbări majore. Deci o lună care vin peste ei, darurile moșului se pare că începe chiar de la începutul lunii decembrie. Hai să vedem pentru lei. Lei au o lună mai agitată în care trebuie să dea dovadă și de forță și de putere și de rezistență. Au muncit tot anul și au consumat, dar pe ultima sută de metri încă n-au terminat toate problemele. Așa că să-și ia măsurile de precauție. Lidia a dat și remediu cu banane. Faceți leilor tot ce v-a recomandat, banane, pentru că aveți nevoie un pic. Mai trebuie să vă revigorați. Ei sunt foarte explozivi, foarte rapizi și din cauza asta energia se consumă. Și n-au fost zilele astea soare și ai văzut ce a fost. Bun, hai să vedem la fecioară. Fecioara, la sfârșit de an, vin schimbări masive, ori în domeniul locului de muncă, ori cu locuința. E posibil să mute, dacă au avut bani și au strâns mai mult și au plătit un sejur, cred că pleacă înainte de Crăciun și vin după Sfântul Nicolae, Sfântul Ioan. Deci, părăsire de domiciul. S-au mutat într-o casă nouă. Poate acum li s-a dat investitorul, acum a terminat casă. Să vă fie de folos. Hai să vedem la noi la balanțe, că întotdeauna balanțele în decembrie mai au niște suișuri și coborușe. Coborușe. În luna decembrie este luna adevărurilor. Secrete ascunse ies la iveală. Da? Un adevăr important care vă poate marca viața sau vă poate schimba. E cu duș și întors. Depinde ce am făcut și ce am pregătit. Exact. Da? Deci, Doamne ajută! Nu vă spun că e negativă. Ce ați acționat? Ia uite o lună. Scorpionii care m-au tot certat că nu le găsesc runa aia favorabilă. Uite că a venit. Uitați, acum a venit decembrie. Ce Moș Crăciun? E un alai de Moș Crăciun la voi. Ați câștigat pe toate planurile. Nu vă spun mai mult. Sunteți niște învingători. Hai să vedem și Săgetătorul. Săgetătorul la final de an îi se atrage atenția că ceea ce n-a făcut până acum și le-am dat sfaturile astea, runa a ieșit cam la interval de 2-3 luni. Să-și consolideze poziția și acasă, și în familie, și în societate, și la servici. Și au ca neglijat un pic, au fost mai zburători, iar acum trei pe ultima sută de metri să facă. Capricornul. Să nu sar peste capră, că iară spune că sunt sportiv. Și nu am sărit, faceți asta. Am sărit. Sunteți sfătuiți, capricornii, să lăsați la o parte toate grijile, toate fricile, toate problemele legate de trecut și încep la ei, anul nou începe în decembrie. Pregătiți-vă pentru un an mai bun. Tare ca să aveți surpriza. Vărsătorii au dat nou necazul peste ei. A intrat și a 13-a, nu a 13-a zodie, a 13-a lună, luna cadourilor. Beneficiază de cadouri, de sume de bani, sunt cei mai favorizați pe punctul ăsta, să zic, afectiv material. Să le dea Dumnezeu și dragoste. Sunt vești bune. Iar peștii, ultima zodie, peștii au luna în care încep să-și se revigoreze. O lună în care cresc valorile și sufletești,
psihice și fizice, din toate punctele de vedere. Peștișorii au avut multe perioade, și raci și scorpioni, zodiile de apă. E, anul, sau zic, sfârșitul de an, semne bune anuare. Înainte de plugușor, am terminat, cu sorcov va veni mai târziu. Luna decembrie este rezonabilă, aș zice. E rezonabilă. La ce am găsit aici, câteva atenționări. Atenționări, și în general, da, au venit foarte multe sfaturi. Dar sunt și foarte multe apeluri rune. Apeluri la calm. Exact. Cele protecții, mai multe, relaxare, mici bătălii, schimbări, de toate. Sunt lucruri. Luna e destul de colorată, dar colorată spre roz. Uh-huh. Așa că... Suntem în anul... Încă suntem până pe 14 februarie. Încă suntem cocorico. Suntem cocoși. Încă suntem cocoși. Mai avem, mai lăsăm. Abia după 14 intrăm noi în vigoarea câinelui. Cățelul mai stă cu mințel. Noi o să ne pregătim să facem... Dar cocoșul pe ultima 100 de metri este zăbăug, așa, sau cum este? Păi cocoșul și spre final, că ați văzut, nu-mi place, dar ne băgăm un pic de politică. Ați văzut ce fac? Își umflă mușchii, este ceva incredibil. Coreenii pe o parte, incredibil. Americanii pe două părți, s-au mai umflat mușchii și asupra unor decizii luate de parlamentul nostru. Da. Deci este anul, am spus de la început, stați liniștiți că se liniștește toată treaba. Cocoșul a cântat, dar gălăgie multă a făcut. Multă, multă foarte gălăgie. Foarte multă, și mulțumim că nu s-a întâmplat să scuture prea mult din pene și să-și bată pintenii. La cât a cântat. Pe la cât a cântat putem să ne așteptăm. Da, ne așteptăm la lucruri mai grave. E mai problematic. Deși nu e nimic spre roz, adică nu știu, nu spre roz, o să ne pregătim pentru o bătălie foarte interesantă. Pentru anul următor și de acolo o să luăm mai multe. Da, vom vedea.